Bună tuturor! M-am gândit să fac o etalare nouă, în trei variante, pentru dragoste, pentru cei singuri. Această etalare, deci, este doar pentru cei singuri, cei despărțiți, cei divorțați, cei văduvi, cei persoane, adică nu e vorba de bărbați neapărat, ci pentru doamne și domni, singure, singuri, fără relație, fără o persoană în acest moment cu care să aveți o relație. Să vedem la ce vă puteți aștepta în dragoste, așadar. Și vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante cu pietrele de cristal, albă, ciorchine sau mov. Alegeți-vă intuitiv una dintre aceste trei variante și să vedem care vor fi energiile pentru următoarea perioadă, viitor. Viitor însemnând câteva săptămâni, luni, în funcție de energiile voastre, pot fi mai rapide, să se întâmple lucrurile mai rapid, din etalare care ies sau mai lent. E vorba și de o etalare generală, bineînțeles, unii vă puteți regăsi mai mult, alții poate mai puțin, în funcție și de energiile voastre. Haideți să vedem. Albă, prima variantă, ciorchină, doua variantă, mov, a treia variantă. Așadar, este o etalare care să dezvăluie viitorul în dragoste pentru cei singuri. Sunteți pe gânduri aici voi, foarte pe gânduri, poate și din cauza cuiva dintr-o zodie de apă sau sunteți chiar voi această persoană din zodie de apă. Aveți de făcut o alegere, treceți printr-o suferință, poate. Vă trebuie mai multă credință, rugați-vă, poate credința vă ajută. Voi aveți nevoie, poate, de un miracol în viața voastră. Aveți nevoie de o... Ori sunteți însărcinat, ori vă doriți să deveniți mamă. Aveți nevoie, poate, de un sprijin. Aveți nevoie de... Sunteți o persoană, poate, foarte sensibilă, intuitivă. Bazați-vă și pe intuiția voastră. Sau e o femeie dintr-o zodie de apă care trece printr-o suferință, se roagă, da, pentru voi, poate și acest lucru. Haideți să vedem și la prima variantă. Așadar, o să încep cu prima variantă, să vedem ce dezvăluie acest pachet de cărți în dragoste, în viitor, pentru prima variantă, pentru cei singuri, persoanele singure, adică, da, se grăbește un copil. Aici se grăbește un miracol, poate, pentru voi. Se grăbește un nou început. Poate fi o dragoste la prima vedere, o puritate. Poate unele dintre voi sunteți însărcinate. Chiar dacă sunteți singure, v-ați despărțit de partener și ați rămas cu un copil. Sau sunteți însărcinate, poate fi și acest lucru. Joacă un rol important un copil, un copil deosebit. Un copil indigo, aș putea să spun, da? Un copil cu niște capacități extrasenzoriale, paranormale, deosebite. Persoana iluminată, parcă născută, parcă din pură, curată, sau sufletul vostru de copil, puritatea din sufletul vostru are nevoie de mai multă grijă, are nevoie de mai multă dragoste, de mai multă înțelegere. Se face o clarificare, poate, la voi. Se va face o clarificare. Vă veți clarifica, vă veți limpezi sufletul. Singurătatea aceasta, faptul că sunteți singuri, poate vă ajută să vă clarificați ceva legat de sufletul vostru, de ce vă doriți voi cu adevărat în sufletul vostru. Trebuie să vă purificați sufletul, da? Se grăbește aici un bărbat, să știți, un bărbat totuși care are multă înțelepciune și cunoaștere aici. O dă, poate da multă forță, multă energie, mai multă sănătate. Poate aveți nevoie de o vindecare unii dintre voi sau apare un vindecător, poate apare, nu știu, un infirmier, un asistent, un medic, o persoană cu niște calități extrasenzoriale paranormale, cum ar fi un vindecător prin medicină alternativă, Reiki, sau poate fi un yogin sau altă persoană, un inițiat, persoană care e echilibrată. Aveți nevoie, poate, să vă însănătoșiți. Haideți să vedem. Pare pentru voi, să știți,
o tentație, poate, o legată de, de un semn de foc aici, văd, și semn de aer, poate. Deci un bărbat joacă, energiile masculine vor juca un rol important pentru voi. Sunt aici, poate, e o chestiune legată și de inițiative. Sunt niște persoane, poate, puțin mai agresive, mai forță aici. Niște energii masculine, alegeți-vă cu grijă anturajul, să zic, prietenii. Aici, pentru că văd niște energii totuși mai agresive, mai masculine, joacă un rol important și o persoană foarte pasională aici. Sau veți avea de ales între doi bărbați, apare unul într-un semn de aer, unul într-un semn de foc, dar totuși sunteți într-un blocaj, vă poate bloca, vă poate, nu vă poate împărtăși, ori nu vă împărtășește sentimentele, poate voi vă gândiți la cineva cu care ați fost și vă împărtășește sentimentele. Ia uite, a apărut din nou acest, deci foarte clar că voi aveți ceva de vindecat în viața voastră, aveți ceva de învățat, ceva de cunoscut, trebuie să mă, o să faceți cunoștință cu cineva, să știți, o să faceți cunoștință cu o persoană, dar trebuie să vă vindecați, poate făcând niște cursuri, veți cunoaște în viitor așadar o persoană studiind, poate un student sau poate la cursuri, poate un profesor care predă ceva, poate fi aici o energie masculină și feminină. Aici poate unii dintre voi sunteți tentați între două, a alege, a avea două relații în același timp sau a avea o relație și cu un bărbat și cu o femeie. Posibil și acest lucru să aveți de-a face cu astfel de situații. Trebuie să vindecați ceva în sufletul vostru, să vă împliniți și vă puteți împlini aici prin, și prin studii. Alegeți-vă cu grijă anturajul. Văd că vă vindecați, sunteți într-o perioadă în care aveți mai multă energie. Se poate naște o dragoste nouă pentru voi, mai ales care sunteți bărbați. Poate apărea cu un bărbat dintr-un semn de foc, dar și de aer, da, poate, sau chiar pământ, mai poate. Aveți nevoie să vă protejați cumva sufletul vindecându-vă, adică aveți nevoie poate să vă întăriți cumva psihicul, poate să faceți o terapie, poate pentru unii dintre voi înainte de a începe o nouă relație, dacă ați avut o traumă în relația anterioară, ați trecut printr-o durere, suferință, despărțire care v-a lăsat răni adânci, poate că înainte de a începe o nouă relație este bine să vă echilibrați energiile, să începeți o vindecare și o puteți, și chiar prin aceste vindecări s-ar putea să găsiți o nouă relație unii dintre voi sau în momentul când voi veți fi mai puternici, vă veți limpezi, să zic așa, sufletul, deveniți din nou cu încredere în voi și cu putere și cu forță, puteți cunoaște pe cineva. Și unii cunoașteți pe cineva mai tânăr, cineva care mai studiază, mai aveți încă de învățat, treceți prin niște experiențe, să spunem, personale, care să vă ajute pe voi să vă întărească, să vă echilibrați energiile, femininul cu masculinul din voi, cum ar veni, da? Yin cu Yang. Poate de aceea e nevoie să faceți și mai multă mișcare, poate în exerciții. E o perioadă în care vă puteți vindeca, să vedem. Da, exact. Deci este o perioadă în care voi vă puteți vindeca, în care puteți să vă redresați. Apare cineva dintr-o zodie de aer. Veți cunoaște pe cineva care vă ajută la sănătate, să știți. Deci treceți pentru o perioadă de vindecare, de cunoaștere, de schimbări profunde, interioare, dar și la nivel de viață personală, poate profesionale, da? Și acest lucru veți cunoaște poate un vindecător sau, mă rog, o persoană foarte echilibrată, o persoană cu foarte pasională, o persoană care vă poate învăța multe lucruri, dar și care vă va ispiti. Deci voi veți fi ispitiți aici într-un fel. Va trebui să învățați, să vă echilibrați energiile, să fiți mai puțin agresiv, poate, sau să evitați energiile agresive care vă provoacă, care scoate răul din voi, să zic așa. Focul din voi. Veți lua foc, vă veți îndrăgosti la prima vedere. Foarte posibil pentru voi această variantă care v-ați ales, această variantă, să vă îndrăgostiți la prima vedere de cineva pe neașteptate. Exact ce spuneam aici, că poate fi vorba de o atracție între două persoane de același
de același gen, sau poate fi vorba și de o luptă de... Aici puteți intra în, totuși într-un conflict. Deci, de aceea poate e nevoie să vă alegeți cu grijă anturajul, pentru că cei care v-ați ales această variantă trebuie să faceți o clarificare în voi, să aveți mai multă încredere în voi, să nu mai fiți vulnerabil, poate. De aceea vi se cere poate această vindecare înainte. Deci, această carte, aceste cărți îmi spun despre acest lucru, aceste energii, că voi aveți nevoie, vă de multă energie de foc și de aer la voi, așadar, care vă influențează sau sunteți chiar voi semne de foc aer, puteți avea niște conflicte, pentru că sunt niște energii masculine puțin mai agresive, poate în jurul vostru, de aceea e nevoie să vă alegeți cu anturajul, sau veți fi atrași foarte, foarte tare unii dintre voi de persoane de același gen, ca și voi. Da? Persoane mai impulsive, mai masculine, cum să zic, că mai pot fi femei, dar au o energie puternic masculină, da? Mai agresivă, puțin mai nerăbdătoare, poate, sau contează foarte mult pentru a avea o relație în viitor de inițiativele voastre, să fiți cu încredere în voi, sigur pe voi, să... Dacă vă place de cineva, să faceți primul pas, să-i arătați acelei persoane că vă place, să-i cereți să vă o întâlnire, spre exemplu, să-i cereți să vă cunoașteți. Da? Dar atenție pe anturaj, pentru că puteți intra în niște conflicte. Bazați-vă pe intuiție. Deci bazați-vă pe intuiție aici, văd că intuiția joacă un rol important. Vă veți curăța energiile, să știți. Voi aici pare că sunteți niște persoane, puteți avea de-a face cu persoane puțin, e o pânză de păianjă, așa, o ceață care se pune într-un fel. Voi trebuie cumva, de aceea e necesară această curățare energetică de mine și copilul acela. Copilul să devii pur, să curezi tot din tine, toate sentimentele negative, resentimente, frici, teme, să le curezi încetul cu încetul și gândurile, să începi să ți le cureți, să te concentrezi doar pe ce e esențial, ceea ce te interesează, ceea ce contează, pentru că în felul acesta puteți cunoaște pe cineva, dar voi sunteți, deci, în viitorul apropiat, următoarele zile, săptămâni, sunteți într-o perioadă de purificare, poate, de cunoaștere. Aveți ocazii să învățați, aveți ocazii să cunoașteți persoane, dar treceți prin niște experiențe care, de fapt, vă duc la a tâmpina și binele și rău, cum ar veni, pentru că în felul acesta voi creșteți, învățați. Deci asta este pentru că probabil nu sunteți încă suficient de pregătiți pentru o relație armonioasă și încă vă mai echilibrați, sunteți încă în perioada de tatonare, de echilibrare, de regăsirea sinelui, ca să zic așa. Aici îmi apare o femeie care joacă un rol important, poate fi și o femeie aici, poate pentru unii dintre voi aveți de curățat aceste energii, pentru că e posibil că în viața voastră au fost și niște influențe malefice, vrăși, farmece, sau pot apărea și voi e necesar să fiți prudenți, bazați-vă pe intuiție, curățați-vă energiile, stați la distanță de intrigi, de conflicte, energii masculine vă totuși, da? Care vă pot influența, rugați-vă! Deci rugați-vă, vedeți cum e binele și răul, cum apare aici, deci trebuie să fiți echilibrați, puteți cunoaște pe cineva chiar din zodia Gemeni, balanță, vărsător, balanță aș vedea mai degrabă aici, poate fi cineva din balanță, da? Dar bazați-vă și pe intuiție, văd că joacă rol important la voi, racul, scorpionul aici, zodiile și de apă joacă un rol important pentru voi, o femeie poate fi, sau aveți ceva de vindecat, o traumă care ține de copilărie, care ține poate de mamă sau de condiție voastră de mamă, de a avea copii, de a fi femeie, ceva de vindecat aici, poate cumva să aveți mai multă încredere în voi, să aveți mai multă curaj, mai multă voință, e nevoie cumva să vă echilibrați aceste energii, că sunt oscilați între bine și rău, oscilați între frică și curaj, timiditate văd aici, da? Și e într-adevăr, rugați-vă, puteți cunoaște o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care aveți nevoie să vă echilibrați energiile, chakrele, da? Deci, de aceea spun voi, poate vă veți, puteți cunoaște și pe cineva care lucrează în justiție, spre exemplu, o persoană care e cinstită, corectă, deci aveți nevoie de relații cinstite, clare, aici poate apărea o astfel de persoană la voi. Cam asta e ceva la prima variantă. Haideți să vedem și la varianta cu piatra mov, cu piatra mov, cu ciorchină. Să vedem la ciorchină ce apare, să vedem ce energii sunt la voi.
la ce vă puteți aștepta în viitor apropiat cei singuri, această relație pentru cei singuri. Dacă veți cunoaște pe cineva, ce pare pentru voi în dragoste, în viitor apropiat, în următoarele zile, săptămâni, cu alte cuvinte. Wow! Și voi sunteți într-o perioadă de căutare. Veți avea niște oportunități, să știți. Răspunsurile stau în voi. Voi puteți cunoaște un bărbat. Un bărbat care să devină tatăl la copilul vostru sau joacă un rol important, un tată, tatăl vostru, poate, sau credință. Aici poate fi vorba și de o credință. Poate puteți cunoaște pe cineva care e tată deja, poate este deja, care are un copil, are deja copii. Da, vă puteți îndeplini niște dorințe, să știți voi aici, dar și voi trebuie să căutați puterea, forța în voi. Vă veți ilumina, văd aici că veți avea de-a face cu o persoană care vă trezește la viață, care vă dă putere, vă dă forță. Văd aici că puteți afla niște adevăruri și voi. Voi aveți de-a face aici și cu zodii, puteți cunoaște persoane din zodia Capricorn, din zodia Leu, puteți cunoaște și persoane care au o mare forță interioară, putere. Atenție totuși pe conflicte, trebuie să faceți o clarificare. Unii dintre voi, poate că de aceea a ieșit, poate unii dintre voi se întoarce cineva la voi din trecut. Vă puteți îndeplini o dorință, deci pare că vă puteți îndeplini o dorință. Trebuie să știți ce vă doriți, trebuie să faceți o clarificare cu voi, să vă eliminați niște dubii sau într-o relație anterioară trebuie să eliminați ceva. Veți avea o revelație, foarte posibil unele dintre voi să aflați niște adevăruri. Puteți cunoaște persoane, puteți avea niște evenimente, poate la niște evenimente veți cunoaște niște persoane, dar trebuie să veți avea niște revelații, trebuie să faceți o clarificare, puteți, ai nevoie de mai multă credință, poate, e nevoie să nu intrați în conflicte. Puteți cunoaște semne de aer și voi și foc, la fel văd, semnele de foc și de aer vor juca un rol important și pentru a doua variantă, se pare. Veți cunoaște destinul, să știți, e cineva pe care îl veți cunoaște în această perioadă, persoană de destin, poate fi aici o femeie dintr-o zodie de aer. Dacă sunteți femeie de aer, aici poate depinde de voi, poate sunteți o femeie inițiată, o femeie care place dreptatea, dar s-ar putea să vă decideți să rămâne și singură în următoarea perioadă. Depinde de voi aici, poate, depinde de vă puteți îndeplini dorințele, dar trebuie să fiți voi foarte sigure pe voi ce vă doriți, pentru că este o perioadă în care puteți să vă cunoașteți destinul, destinul care vi-l face singure, dar trebuie să vă eliminați niște dubii. Aici să nu intrați în certuri, în discuții, trebuie să fiți obiective, nu subiective, să fiți pragmatice, nu prea visătoare, să aveți vise, vise cât mai mari, dacă cât de mari doriți voi, dar informați-vă, aveți nevoie de o privire de ansamblu aici, aveți nevoie cumva să vă protejați energiile, poate de aceea e nevoie să aveți o minte clară, limpede, veți avea niște revelații în orice caz, sau veți cunoaște ca bărbați o femeie foarte corectă, foarte dreaptă, poate fi și o femeie văduvă, despărțită aici pentru unele dintre voi, poate pentru unele dintre voi decide să rămâne singură, care mai ales dacă sunteți divorțate, despărțite sau văduve, posibil pentru una dintre voi, în următoarea perioadă să decideți acest lucru. Voi aveți doar o întâlnire de destin, adică aveți doar un suflet pereche. Nu vreți să experimentați, poate fi și acest lucru. Exact. Deci voi puteți cunoaște, veți avea o relație cu cineva care e foarte practic, pragmatic aici, puteți cunoaște raiul, să zic așa, pe pământ. Deci voi vă puteți simte prin niște vise, pentru că mi-a ieșit din clar, deci puteți ajunge în culmea gloriei, pentru că sunteți niște inițiate, niște iluminate, poate ca femei, sau veți cunoaște ca bărbați o astfel de femeie, o inițiată, o iluminată, dar trebuie să vă meritați, să zic așa, să fiți la înălțimea acestei persoane ca spirit, ca puritate, ca claritate mentală, ca inteligență, pentru că pare o femeie foarte inteligentă, dar și foarte practică și pragmatică, cu talent, are simțul practic, adică e cu picioarele pe pământ, dar cu vise mari, glorioase, să zic așa. Deci pare o astfel de situație, deci voi veți cunoaște o femeie
sau ca bărbat, deci puteți să cunoașteți raiul pe pământ aici, da? Deci puteți cunoaște raiul pe pământ, sunteți într-o perioadă în care cunoașteți, aveți multă pasiune, sunteți și persoane pasionale, dar inteligente, la voi joacă un rol important într-o relație intimă, inteligența. Deci întâi atracția mentală, fizică și apoi emoțională și apoi toate la un loc cum ar veni, deci practic luați foc cu un suflet pereche, nu cu oricine. Deci nu vă lăsați practic, să zic, dominați de instincte, poate, cu toate că poate fi o atracție foarte puternică la un moment dat, că văd aici niște dubii, niște dificultate de alege. Sau poate că unele dintre voi veți avea de ales între doi bărbați, între două persoane, rugați-vă ca să fiți, să aveți, să zic, să vă iluminați, să vă edificați care e cea mai potrivită pentru voi. Pentru că puteți să cunoașteți raiul, vă faceți destinul singură. Informați-vă asupra fiecarei persoane sau cunoașteți-vă înainte mai mult, da, puteți face mai multe întâlniri cu ambele persoane dacă le cunoașteți în aceeași perioadă, până vă decideți cu care să faceți o relație, cu care să mergeți mai departe, că destinul pare că vi le scoate poate în același timp mai multe, cum ar veni când te duci într-un magazin și acolo vezi mai multe lucruri, toate frumoase, toate importante și trebuie să te decizi doar poate pentru unul singur, pentru că atâta îți permiți sau atâta ai nevoie până la urmă, în final, de o singură persoană, nu de mai multe. Și atunci e nevoie să, aici, pentru că vă văd că vă puteți îndeplini dorințe, puteți să faceți ce vă doriți voi, da? Deci puteți, este raiul pe pământ, deci cunoașteți și pământul și raiul, să zic așa. Pentru voi veți avea o perioadă foarte cu multe daruri, deci veți primi multe daruri, poate de la veți cunoaște multe persoane, poate chiar, sau veți avea niște experiențe foarte bogate. Haideți să vedem și la varianta a treia. La voi, wow, ceva neașteptat se grăbește și la voi, să știți, se grăbește și la voi o noutate, un suflet pereche, un copil poate chiar, deci se poate grăbi și la voi, la fel și la voi cunoașterea, văd și la voi semne de apă, văd la voi și semne de destin, să zic așa, sau vă influențează cumva visele, apar niște vise, sunteți, bazați-vă și pe visele voastre. Un copil joacă un rol important, poate un tânăr, poate fi copilul care l-aveți deja, sau apare pentru voi o persoană mai tânără. Voi veți, vă veți împăca cu voi înși, vă să zic așa, vă veți echilibra energiile. Voi vă sunteți poate suficiente vouă înși, vă să zic așa. Adică puterea, dragostea stă în voi. Sunteți într-o perioadă în care voi vă simțiți foarte bine singure, poate, ca femei mai ales, da, vă veți echilibra, vă veți împăca cu voi, vă veți liniști, vă veți vindeca. Pare așa că pare pentru voi o situație, vedem viitorul. Și la voi poate apărea aici cineva, o dragoste pe neașteptate cu un semn de foc sau de aer, poate și la voi, semn de aer și de foc văd aici, deci binele și cu rău, care trebuie aici focul vântul, aerul sum, poate aprinde focul, să zic așa, dar e nevoie de un echilibru ca să nu intrați în niște dispute. Haideți să vedem și la voi. Da, și voi sunteți aici, exact ce am zis, apă și aer și foc, văd și la voi aici, aer și foc, dar și pământ. Aveți și voi aici ocazia, deci aveți poate de ales între apă, foc, pământ, cumva, în funcție și de ce energie sunteți voi. Puteți cunoaște trei persoane, trei bărbați, în special un bărbat, niciun semn de foc văd aici, care joacă un rol important pentru voi, dar veți învăța ceva, veți face niște clarificări, aveți noroc, cunoaștere, spirit practic, puteți cunoaște o persoană, totuși, cu spirit practic aici, veți fi, poate, și tentate, unele dintre voi, să faceți o relație cu cineva care poate este deja implicat într-o altă relație, sau poate că e vorba de o atracție fizică foarte puternică, dar și mentală, cum să zic așa, adică vă stimulează mental, da? Vă pune la treabă mintea, vă clarifică ceva, vă dă idei, vă învață ceva, vă treceți la un alt nivel aici, pare că cunoașteți pe cineva poate cu studii superioare, o persoană foarte pasionată,
emoțională foarte puternică, da, dar care are și o, poate gelozie, poate fi aici o, și o vorbă, o chestiune de gelozie, dragostea, deci cu siguranță vă veți îndrăgosti și posibil că la prima vedere, deci posibil dragostea să plutească în aer, exact, deci veți cunoaște, deci vă veți, puteți ca bărbat să cunoaște niște, o persoană tânără, frumoasă, o prințesă, să zic așa, o prințesă foarte, cum ar fi o zâna pădurilor, zâna, o prințesă care îi place natura, îi place poate viața la țară sau îi place, îi plac și lucrurile simple, cu toate că ea poate fi o persoană foarte complicată în felul ei, având, poate fi foarte inteligent, dragostea joacă. Deci la voi, în viitor apropiat, doar dragostea e importantă. Aici, cu toate că poate fi scânteie și mentală și fizică, foarte puternică atracție fizică, dar și, dar veți fi în dificultatea poate de a alege, că veți cunoaște poate mai multe persoane, veți avea de ales între mai multe persoane sau veți avea voi niște dubii, va trebui să vă decideți, să aveți curajul, să aveți aici, că poate că sunteți într-o perioadă în care voi, cum ai și din tăiere, vă sunteți suficiente, vouă înșivă, cum ar veni, și poate că nu mai vreți pe cineva neapărat, cu toate că nu veți rezista. Rugați-vă, că intuiția vă poate ajuta. Aici joacă un rol important și energia feminină. Poate unele dintre voi v-ați masculiniza, să zic așa, pentru că sunteți de o perioadă de timp singură și vă sunteți semne de foc, spre exemplu, și poate că v-ați obișnuit să vă descurcați singure, nu că sunteți arătați ca un bărbat, ci pur și simplu sunteți mai sigure pe voi, mai independente, faceți lucrurile în felul vostru și dar vă pare că apare dragostea pentru voi în viitor, poate fi semn de foc, de pământ sau de aer, vă veți sensibiliza, dar joacă un rol important și o femeie, o tânără, poate dintr-un semn de apă. Acum, de aceea am zis, poate pentru unele dintre voi, că e posibil să cunoașteți pe cineva care este implicat într-o altă relație și veți avea de ales, va trebui să vă decideți. Bazați-vă pe intuiția voastră, pe faceți ceea ce vă doriți, să zic așa, pentru că voi vă sunteți suficiente și vouă înșivă, să zic. Eu lupt așa, bazați-vă și pe visele voastre, să zic așa, o să mai pun o carte pe clarificare. Aveți de ales, exact ce am spus, deci va trebui să faceți o alegere, să vă decideți. Dacă, pentru că văd aici șarpele acestea care vine cu o ispită, da, deci e posibil că veți cunoaște în următoarele zile, săptămâni pe cineva care poate fi și implicat deja într-o altă relație, sau veți cunoaște două persoane și veți avea de ales între două persoane. Poate să fie și acest lucru sau poate că veți fi atrase de a avea relații și cu femei și cu bărbați în același timp. Da? Poate că unele dintre voi sunt cu același gen și va trebui să faceți o alegere. Voi sunteți aici, poate această revelație care vine aici la voi, cunoaștere, vă cunoașteți pe voi înși vă. Începe să vă cunoașteți mai bine. Dar puteți avea o mare reușită. Să vă simțiți ca o prințesă. Puteți cunoaște pe cineva care vă va face să vă simțiți ca o prințesă. Să vă îndrăgostiți ca de cineva poate care este foarte, foarte atrăgător, foarte inteligent, poate cineva chiar cu funcție, cu putere, cu studii superioare, de la care mai aveți multe de învățat. Sunteți și voi într-o perioadă în care voi sunteți deja poate niște inițiați, inițiate, persoane și voi care aveți multă cunoaștere, dar pare că mai doriți și să mai experimentați cumva emoția aceasta a dragostei. S-ar putea să, e vorba aici și de o suferință pe care vine poate și legată de părinți, de mamă, de copii, poate unul dintre voi aveți ceva încă de vindecat și voi totuși, de aceea aveți de făcut o alegere poate, depinde la caz la caz. Cam asta e ce pot să spun și la a treia, exact, aveți nevoie de o vindecare și voi, sau sunteți niște vindecători, veți cunoaște un vindecător, aveți nevoie să vă echilibrați cumva energiile, deci joacă un rol important așadar în această perioadă și o terapie care se poate face, fie în dragoste cu persoana iubită, fie voi înainte de a începe o relație pentru a vă putea echilibra energiile, pentru a avea mai multă, a ști mai bine exact pe cine să alegi, ce vrei, ce îți place, ce îi place sufletului tău, să fie cu o persoană de același gen, să fie cu o persoană diferită, etc.
Cam asta ce văd eu pentru următoarele săptămâni, luni, în dragoste, în viitor, așadar, pentru a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în variante cu aceste cărți și că veți avea o perioadă foarte frumoasă, deci veți avea mai multă forță, mai multă energie. Poate că aveți nevoie să vă faceți o clarificare, o strategie, poate unele dintre voi, e vorba și de o strategie de împăcarea cu cineva din trecutul vostru de care ați fost foarte atrași, poate cu care ați avut familie, poate copii, sau care v-a trădat, v-a înșelat, sau aici poate fi și care v-a dus o suferință și sunteți într-o perioadă și de vindecare și există șanse de a vă împăca. Dar trebuie să întâi să mai aveți de mai încă oscilați, așa să zic, de la această treia variantă, la așa văd că ar putea fi, pentru că trebuie să vă vindecați sufletul, să vă curățați energiile până veți ajunge voi la acel nivel în care veți fi în pace cu voi înși vă și va apărea exact persoana de care voi aveți nevoie, cu toate că ea pare prezentă sau apare în această perioadă. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați videourile mele și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!